Pastilla da fisico. Echilibrul mecanic al corpurilor. Mișcarea liftului, ușile glisante, deplasarea unei mașini pe un drum drept, căderea liberă a corpurilor sunt exemple de corpuri care au o mișcare de translație. Un corp este în echilibru de translație atunci când rezultanta tuturor forțelor ce acționează asupra lui este zero. Pirueta unui patinator, deschiderea și închiderea ușilor, răsfoirea unei cărți, mișcarea acelor de ceas, sunt exemple de corpuri în mișcare de rotație. Mișcarea de rotație se petrece în jurul unui ax sau punct de rotație și poate avea loc în două sensuri, sensul orar, adică cel al acelor de ceas și sensul antiorar, cel invers a celor de ceas. Pentru a descrie cantitativ efectul de rotație al unei forțe ce acționează asupra unui corp utilizăm o mărime fizică, numită momentul forței. Momentul unei forțe față de un punct este egal cu produsul dintre modulul forței și brațul acesteia. Unitatea de măsură în sistemul internațional de unități este newtonorimetru. Corp este în echilibru de rotație atunci când suma modulelor momentelor forțelor care rotesc corpul într-un sens este egală cu suma modulelor momentelor forțelor care rotesc corpul în sens opus. Pedalarea pe bicicletă, un balansoar, mânuirea volanului sunt exemple de cupluri de forțe. Ansamblul de două forțe paralele, egale ca modul și de sensuri opuse, care acționează asupra aceluiași corp, reprezintă un cuplu de forțe. În această situație, efectul de rotație al celor două forțe se însumează. Pământul efectuează o rotație completă în jurul axei sale la fiecare 23 de ore și 56 de minute, mișcare care se petrece cu o viteză constantă. Un corp este în echilibru de translație atunci când rezultanta tuturor forțelor ce acționează asupra lui este zero. Momentul unei forțe față de un punct este mărimea fizică al cărei modul este egal cu produsul dintre modulul forței și brațul acesteia. Un corp este în echilibru de rotație atunci când suma modulelor momentelor forțelor care rotesc corpul într-un sens este egală cu suma modulelor momentelor forțelor care rotesc corpul în sens opus. Ansamblul de două forțe paralele, egale ca modul și de sensuri opuse, care acționează asupra aceluiași corp, reprezintă un cuplu de forțe.